În clipul de ieri, sau de alaltă ieri, sau de când a fost cu MGZS și HS, eu am filmat un pic și cu MG4. Însă clipul a ieșit prea lung, așa că am tăiat bucata de MG4, pentru că de la lansare eu am plecat cu asta, cu noul MG4 și am cerut... De la conferința de presă, de la conferința de presă, vorba lui Harry Potter. Am plecat cu MG4 și am cerut în mod special versiunea de bază, aia cheală, cu baterie mică, cu motor puțin puternic, ca să merg cu ea la munte, să văd iarna cât consumă și cât poți să mergi cu un plin. Hai să facem, avem aici niște calcule. Am plecat cu 100% din București, am făcut 208,4 km, suntem în Brașov acum și mai aveam 77 de km range cu 23% baterie. Deci o autonomie de 285 de km iarna, mers la drum lung în urcare cu căldura pornită. 285, VLTP ei spun 350. Nu erau, având în vedere că a fost și urcare și n-am mers încet. Am făcut în total 323 de km cu mașina, pentru că ieri am mai făcut 100 și ceva cu ea, doar așa să mă plimb, să văd cum merge, cum se comportă. Și consumul mediu a fost 16,1, mediu pe ăștia 323 de km. Raportat la prețul curentului, vine 35 de lei pe 100 de km, iarna la 0 km la oră. Și hai să vedem aici un pic. Noi am ajuns cu 23% baterie. Cât timp a fumat Harry Potter o țigară și până am montat echipamentul, deci cât să fie, nu foarte mult, s-a încărcat la 56% și acum atrage cu 64 de kW. Mașina duce 88 de kW maxim. Am văzut maxim 73 la stația asta și aseară când am băgat-o la încărcat avea foarte puțin. Am văzut 78 maxim. Deci cam atâta poate să ducă mașina iarna. Deci ea încarcă cu 88 maxim, bateria intermediară încarcă cu 140, dar noi am cerut-o pe asta mică să vedem dacă o versiune cu baterie mică poate fi viabilă în zilele noastre. Că versiunea cu baterie mare o să o testeze toți ceilalți, eu o să o testez pe asta cu baterie mică. Aia cu baterie mare nu poate fi decât mai bine. Așa că nu mai lungim, de la Brașov, cu mașina murdară, mergem să o spălăm, să-i facem niște poze în poiană. Masini cu Luci Popa începe! General Motors dorește să renunțe la Apple CarPlay și Android Auto pentru a avea mai mult control asupra datelor utilizatorului cu scopul de a le vinde servicii pe bază de abonament. Fix același lucru se întâmplă și atunci când intri pe internet fără Surfshark VPN, care îți criptează datele atunci când navighezi, pentru că este o rețea privată virtuală ce nu lasă brandurile să folosească aceste date cu scopul de a-ți vinde lucruri pe care tu nu le vrei. Am zis că nu le vreau. Un singur abonament este suficient pentru toate device-urile pe care tu și toate cunoștințele tale le aveți. Laptopuri, tablete, telefoane, ce vreți voi. Sau mai poți face o chestie inteligentă. Conectezi Surfshark VPN la router și atunci oricine se conectează la Wi-Fi-ul tău va fi protejat pe World Wide Web. Mai mult, cu opțiunea de schimbare IP cu unul din altă țară, poți accesa librăriile Netflix, Amazon Prime, Disney Plus sau HBO Max din țări unde contentul este mult mai bogat. Păi vine acum Crăciunul și vreau să văd singur acasă și nu e pe Netflix. Schimb IP-ul cu unul de state și văd cum tatălui Kevin îi aruncă biletul de avion la gunoi cu o seară înainte de plecare. Voi ați observat vreodată chestia asta? În plus, cu Surfshark Antivirus și Clean Web nu mai trebuie să-ți mai faci griji cu privire la site-urile dubioase, metode de phishing sau virus. Am un deal exclusiv pentru voi! Introduc codul LUCI în linkul din descriere pentru 6 luni gratuite. Și stați liniștiți, dacă nu vă convine, aveți banii înapoi în 30 de zile. Dacă sunteți născuți după anii 2000, probabil vă întrebați ce este MG. MG sărbătorește numai puțin de 100 de ani la anul, atunci când va fi și lansarea oficială în România. 100 de ani, 1924. Este o firmă britanică, Morris Garages. A făcut parte din British Leyland, a făcut parte din grupul MG Rover, care a fost cumpărat ulterior de către cei de la Shanghai Automotive Industry Corporation. De la asta venea. Acum e SAIC Motor Company. Deci cum a fost cumpărat Volvo de către chinezi, așa a fost cumpărat MG de către chinezi, Rover de către chinezi. Sediul central este în Londra. Și, evident, există studiouri de design și în China și în Marea Britanie. Producția are loc în China. MG erau recunoscuți pentru roadsterele cu 2 uși, 2 locuri. Există și un film cu Audrey Hepburn, la care eu am plâns, unde ea avea, sau bărbatul avea, un MG, un roadster. Există câteva și prin România. Și dacă sunteți milenial, ați crescut cu MGF, MGTF, MGZS, MGZR, MGZT, care erau niște roveruri 25, 45, 75 recarosate. Doar MGF-ul și MGTF erau modele cu adevărat MG, adică nerebranduite de la Rover. Și a mai existat un concept MG X Power SV și o să vedeți de ce contează acest X Power un pic mai târziu. MG X Power SV era un supercar cu motor de muscle car, cu motor de Mustang și promiteau mai multe versiuni de putere, 350, 400, 500 de cai putere, dar că acea mașină nu s-a mai materializat din cauza problemelor financiare ale companiei. Din 2007 au venit chinezii și au reînviat brandul. Ofensiva MG pe piața europeană cuprinde mai multe modele, în general electrice, MG5, MGZS electric, MG4, care este primul model pe noua platformă, dar la noi, așa cum ați văzut și în acel clip, avem și modele termice, ZS, HS, EHS, plug-in hybrid, avem modele termice. Însă acesta este și MG4, primul care a ajuns la noi. Este primul electric care a ajuns la noi. Este un hatchback compact. Are aproape 4300 de milimetri lungime, ceea ce îl face concurent direct pentru Nissan Leaf, Volkswagen ID3 și cu Cupra Born și Renault Megane E-Tech electric. Și acum că Hyundai a scos din producție vechiul Hyundai Ioniq electric, asta a devenit cea mai accesibilă electrică cacofonie compactă de pe piață. 31.400 de euro cu TVA inclus. Și există două versiuni. Eu pe parcursul acestui clip o să vorbesc de 3 versiuni de echipare. Da, 3 sau chiar 4. La noi în țară se vând deocamdată primele două. De la anul vin și celelalte. Și X-Power-ul, vedeți X-Power-ul, varianta de 435 de cai putere de la asta, și versiunea cu a 3-a baterie, și versiunile mai dotate. Și o să vorbim în funcție de aceste echipări. Deci țineți minte, la noi acum, la mijlocul decembrie, doar prima și a doua. Prețuri. Versiunea de bază este de 31.400 de euro cu TVA inclus, fără rabla, pentru că nu știm cât o să fie rabla. 2.000, 5.000, ceacapaca, racapaca. Pe scurt, e cu 12.000 de euro mai ieftină decât cea mai ieftină Tesla Model 3. A doua echipare, cea care se găsește la noi, bateria mai mare de 64 de kWh, asta are 51, brut. O să vorbim și despre net la momentul respectiv, dar e mai simplu să le țin minte așa. 35.900 cu TVA inclus, fără rabla. Și evident o echipare un pic mai bogată. Avem Explore și Excite. Explore este asta. Eu am cerut la test Express, vreau să-mi dea de la de baterie mare, dotări, lasă tati, dă-mi mie pe asta cheală, să vedem ce oferă cu bateria mică, cât de mult poate să ducă, cât de mult poate să meargă iarna, dacă face cald la interior, dacă dezaburește și așa mai departe. Am cerut-o pe asta. Deci asta e versiunea cheală. Nu există versiune mai ieftină, nu există versiune mai cheală de MG4 disponibilă la noi. Deci astea sunt prețurile. Două versiuni de baterii, va exista și una de 77 de kWh, va exista și MG X Power-ul, o 435 de cai. Aia are bateria intermediară din vari motive, nu are bateria cea mai măricică. Tracțiune spate și mașina arată cam așa. Ca de obicei începem cu luminile și avem lumini de zi cu LED, fază scurtă, fază lungă cu LED, LED-uri simple și semnalizări aici cu bec incandescent și scrie aici SAIC Vision LED Lighting System, da? Pentru că pe mașina asta avem SAIC. Când te conectezi la Apple CarPlay, te conectezi la SAIC, pe farul scrie SAIC și probabil că o să mai vedem și altundeva unde scrie SAIC. Dacă alegi de la versiunea a 3-a în sus, primești semnalizări cu LED aici, în fanta asta de aerisire și o să arate un pic mai modern. Aici avem un stop, SAIC Vision LED Lighting System. Da? Avem LED-uri aici, avem un LED aici de design care se aprinde foarte drăguț și avem aici, da, semnalizarea care este tot cu bec, dacă nu mă înșel, pentru că pare să fie bec, nu e LED. Și marșarierul cred că tot cu bec este. Vedeți asta? Asta nu e bandă LED. Este bandă LED de la a 3-a versiune de echipare în sus. Și al 3-lea stop de frână se află micuț acolo, integrat în lunetă sau deasupra lunetei. Și dacă o băgăm în marșarier, observăm și luminile de marșarier. Aici în bot avem o gardă la sol de 19 cm, ca să nu zgârii bara. Bine, e mai greu cu bordurile din România să nu o zgârii, că e o mașină destul de joasă. Cu toate astea, având în vedere că suntem cu o mașină electrică, garda la sol a mașinii e 15 cm, care nu e o valoare atât de rea. Adică am văzut modele plug-in hybrid SUV care aveau garda la sol mai mică decât are electrica asta. Dar asta se datorează grosimii bateriei, pe care o să o vom menționăm la partea de baterie. Și stați acolo că la partea de baterie avem o grămadă de detalii interesante. Avem radarul aici frontal, avem un splitter destul de agresiv, nevopsit, dar e posibil să-l mai atingi din când în când, un bot agresiv care coboară, o siglă, o emblemă destul de jos amplasată, ia fiți atenți aici, da? Eu sunt mic, stau pe ciuci, mă uit în jos la siglă și Harry Potter face cu mâna. Și nu avem grila activă aici pentru răcire, însă de la 3-a echipare în sus ai și grilă activă pentru răcirea bateriei. Avem niște prize de aer adevărate, coeficientul aerodinamic 0,28 la versiunea aceasta. Nu e nici un coeficient dumnezeiesc, dar nu e nici un coeficient slab. Pentru un hatchback e ok. Mai avem aici un decupaj doar cu rol de design, adică nu ascunde ceva, nu e capacul de la Frank, nu e altceva. Pur și simplu așa arată mașina în față. Și, nu știu dacă se vede, uitați-vă cât de joasă e linia geamului, da? Și cât de joasă e linia parbrizului. Asta o să aibă mare efect asupra vizibilității, dar despre asta o să vorbim la interior. Hai să vedem stratul de vopsea. 0,15. 0,15? Da. Eu zic 0,20. 0,20! Deci are vopsea groasă. Asta este bine. Mare atenție când ridicați ștergătoarele să nu loviți. Foarte important. Și uite cum a înghețat. Vezi? Păreau picături de apă și au fost picături de apă, dar au înghețat că e frig afară. Seria de șasiu MG cu L, că e serie de China, și observăm că ștergătoarele nu au rame. Acum, ce am observat eu? Ele șterg foarte bine, la viteză mare. Am observat că undeva acolo, în vârful ștergătorului din stânga, era o pată cam atâta care nu se curăța. Dar asta poate să fie de la, nu știu, de la cum s-a montat ștergătorul. Nu cred că e o problemă. La viteză mică n-am avut nicio problemă să șterg. Foarte important, azi dimineața mașina era frozen, înghețată, aburită. Mașina s-a dezaburit instant. Nu mi-a venit să cred. Diuzele de spălare parbriz sunt integrate aici sub capotă. Cei de la MG au mai, sau de la SAIC Motor, că mai scriu o dată SAIC Motor aici, au pus un geam pentru vizibilitate. O să vorbim despre vizibilitate la momentul condusului. La versiunea de bază avem niște oglinzi rabatabile manual cu semnalizări cu LED. Așa este la versiunea cheală, AE ghinion. Și evident nu avem blind spot, nu avem camere 360, este o oglindă cât se poate de simpluță. Aceasta este cheia. La MG ce trebuie să țineți minte? Cheia cu negru egal versiunea de bază, cheie cu alb versiune intermediară, cheie cu roșu versiune de top. Însă, evident că avem butoane de încuiere și descuiere și portbagaj, dar, mă rog, doar se descuie portbagajul. Și dacă desfaci cheia, ia uite cum se deschide, opa, ca să nu scadă. Și cheia fizică a mașinii, uite, scade frumos. Ce putem face cu cheia? Păi, descuiere, portbagaj și încuiere. Dar, ia fiți atenți aici, are și mod Find My Car. Poți să ai operare vizuală de Find My Car sau vizuală și acustică, să-ți găsești mașina. Dar mașina are și keyless la buton. Este un sistem de keyless care mie îmi place foarte mult pentru că ai o confirmare imediată că s-a încuiat mașina. Și mașina vine cu keyless în standard indiferent de versiune. Nu există opționale pe versiunile MG. Cum este echiparea, așa o primești, mai selectezi doar culoarea. Și MG4 are niște culori demențiale. Are un albastru șmecher, un portocaliu șmecher, un roșu șmecher. Ia fiți atenți aici. Asta este ușa. Îmi cer scuze pentru gunoi, n-am avut timp să-l strângem, dar uitați-vă aici. Vedeți? Este apă înghețată de când am spălat noi mașina. Zona asta se poate murdări destul de ușor. Evident, nefiind o mașină înaltă, nu o să ai problema că te murdărești când intri în ea. Ok? Deci nu veți avea problema asta. Însă, na, arată un pic ciudat zona asta de plastic, pragul ăsta de plastic cu apă înghețată. Hai să vedem materialele de pe fața de ușă. Ia uitați, tare aici. Moale aici, moale aici, aici nu dăm că se poate zghiria, aici, tare și buzunare necapitonate. Buzunarele, recunosc, mi-ar fi plăcut să fie un pic mai mari. Mâner care se simte destul de solid, încuiere, descuiere și fiți atenți aici. Asamblare foarte solidă. multe suprafețe, multe texturi. Pentru o versiune de bază la o mașină de buget, eu zic că e mai mult decât decent. Acum, ați văzut cheia. Deci noi avem cheie fizică, dar aia o folosești doar ca să descui ușa. Tragi de căpăcelul ăsta, descui cheia. Dacă vrei să pui contactul la mașina asta, te pui cu fundul pe... Ia uite, și am pus contactul. Contactul rămâne pus. El se închide doar dacă tu încui mașina cu cheia. Dacă vrei să pornești mașina, pui piciorul pe frână, însă nu merge dacă tu nu stai cu fundul pe mașina, că nu simte greutate. Adică nu poți să pornești mașina ca ea să plece. Deci tot un fel de contact sau un fel de stand-by mod între contact și modul de a porni. Acum, vezi asta? Avem geam simplu cu protecție, da? Ia să vedem. Și m-a prins. Acum îmi permit să pun asta, că am geaca groasă. Da? Foarte bun. Ei, în spate și în dreapta nu avem acest lucru. Asta pentru că pribești geamuri cu impuls, toate patru, de la a treia versiune de echipare. Nu de la a doua, de la a treia. Măcar geamurile coboară de tot. Și putem observa că nu ai protecție. Deci da, nu ai impuls, nu ai nici protecție. Mi-a prins mâna, mi-a prins-o serios. Materiale tare, 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 moale, tare și buzunare mai mici decât în față. Da, nu sunt la fel de încăpătoare, dar încape o doză de Red Bull atât de bine încât nici nu mai vezi. Și aici, evident, ca la multe mașini chinezești, avem o bază cauciucată la buzunarul ăsta să poți să o cureți. Da? Ce ai locul pe sistem chinez, chinezii așa, la buton din acesta. Alt detaliu interesant, uitați-vă cât de mult se deschide ușa. Nu e chiar 90 de grade, dar ușa în sine e destul de lungă, 111 cm, cu deschidere largă, perfect pentru a face Uber, Bolt, taxi, airport, ride sharing și așa mai departe. Deci, bravo! Să vedem cum se aude o mașină făcută în China. Ia. Și e grea. Ușa se simte grea, greuță. Chiar. Vezi? E greuță, greuță. Scurtă corecție. Grila activă e de pe al doilea nivel de echipare, nu e de pe primul. Diametru de bracaj 10,6 metri. Fiind o mașină cu tracțiune spate, are un diametru de bracaj mai bun decât restul mașinilor. 10,6 metri pentru o mașină de dimensiunile astea e o valoare bună, e foarte ok în oraș. 7 ani garanție, 150.000 de kilometri, 7 ani asistență rutieră gratuită asigurată de MG Motors prin Autonom Assistance în România și în străinătate și 7 ani verificări anuale gratuite. În alte țări avem și o garanție anticorozivă de 7 ani. Aici, nu știu, în România dacă va fi 7 ani, 12 ani, 5 ani, nu știu cât va fi. Și privacy glass-ul, după cum vedem, nu există. Dar el există de la a doua versiune de echipare, aia cu baterie mai mare. Și ajungem în spate și observăm că avem ceea ce ar vrea să fie un eleron. Însă, noi avem deja un eleron aici. Și dacă filmăm din unghiul acesta, observăm că mașina, că punctul, extremitatea mașinii este aici, da? Nu este jos. Eleronul este cel care va lovi peretele dacă dai, nu senzorul de parcare aici, deci mare grijă, dar despre asta altă dată. La a treia versiune de echipare deja primești un eleron în plus și la X-Power primești un eleron în plus care au rolul aerodinamic. Ai și un pseudodifuzor aici jos, ai și ceața tot aici jos și un mini splitter din asta în spate, dar nu, în spate nu se numește splitter, gata, nu e tot ca parte din difuzor. Dar în spate observăm că difuzorul se termină cu un pseudo-splitter, cu un prag, cum vreți să-i spuneți, destul de interesant. Și reflectoare stânga-dreapta. Alt lucru pe care vreau să-l menționez, ștergătorul este mic, având o lunetă micuță, adică nu foarte înaltă, și ștergătorul trebuie să fie micuț. Un lucru care mă deranjează aici, în spate, este că butonul portbagajului este aici. Ceea ce înseamnă că trebuie să ai o poziție destul de nefirească a mâinii ca să ridici portbagajul. Portbagajul e destul de greu. Mai există șansa să-ți și alunece mâna. Deci nu sunt de acord cu această poziționare a butonului și mai mult se murdărește foarte ușor și dacă mașina este murdară, te vei murdări și tu încercând să ridici portbagajul. Totodată aici nu avem cameră de marș arrier pentru că nu avem cameră de marș arrier pe mașina asta deloc. Avem doar senzor de parcare spate la versiunea de bază și nu poți să ai nici pe versiunile de echipare superioare cameră de marș arrier. Singura opțiune pe versiunile superioare, mai multe versiuni superioare, este sistemul complet de camere 360. Deci ai fie senzor de parcare, fie camere 360. Toată schema asta cu difuzorul băgat acolo îi oferă un unghi de degajare aproape de 20 de grade. Ce înseamnă că poți să te urci și poți să faci niște ofruri cu spatele cu mașina asta. Glumesc. În față nu mai stăm așa, pentru că avem un unghi de atac de 13 grade, un unghi foarte jos, deci nu vă urcați cu ea prin anumite locuri. Și da, mașina este un hatchback, cu toate că na, mai are elemente de plastic pe acolo, mai are elemente de plastic protector pe aici, tot așa, în zona asta. Dar sunt mai mult de design. Dacă prinzi mașina asta pe o culoare vie, arată demențial. Hai să vedem și portbagajul, care evident se deschide manual. Deschide, un pic mai greu, ia se deschide. MG4 electric, de parcă ar exista MG4 termic. Și acesta este portbagajul. 363 de litri la primele două versiuni de echipare, 350 de litri la a treia versiune de echipare, aia care încă n-a venit la noi. 95 de cm lățime, 75 de cm adâncime și o margine de încărcare de 9 cm. Deschidem podeaua falsă și observăm că avem un kit de pană. Nu mai avem alte matrapaslâcuri, pentru că acolo se află motorul, singurul motor electric. Ce mi-ar fi plăcut mie, fie podeaua asta falsă un pic mai rigidă, un pic așa mai rigidă, mai de Doamne ajută. Dar, na, o pui odată bine și cam mai e. Avem banchetă rabatabilă, însă nu avem podea plană. Decât dacă pui cablurile de încărcare. Dacă pui cablurile de încărcare, faci podea plană. Dar aia este și altă măsură de cost cutting, dacă vrei să ridici bancheta, care e destul de ușoară, se ridică foarte ușor, uite așa, hop. Trebuie să ții de centură ca să nu îți fie prinsă. Hai să vorbim despre versiunile disponibile acum la noi în țară. Despre cea de 245 de cai, cea de 435 o să vorbim la momentul apariției lor. Noi avem două versiuni, ambele tracțiune spate, ambele același cuplu maxim 250 Nm, una 170 de cai putere, baterie mică, cealaltă 204 cai putere, baterie medie, că cea cu baterie mare urmează să vină. Diferența de greutate dintre ele este de vreo 16 kg, asta 1635 la gol, cealaltă 1651 la gol. De ce? Dacă există o diferență de 13 kWh brut, de ce e diferența așa de mică? Asta pentru că aici avem baterie LFP, LFP, despre care o să vorbim imediat, și pe cealaltă avem NMC, nichel, mangan, cobalt, un tip de baterie litiu-ion, care are densitate energetică ceva mai mare. Ceea ce înseamnă că tu poți pune pe o baterie de o dimensiune similară mai multă energie. Și asta înseamnă că aceste două baterii nu diferă foarte mult la capitolul masă și dimensiuni, ceea ce înseamnă că dimensiunile vor fi aceleași. Avem același cuplu, putere mai mică la asta, dar cu toate astea, asta este mai rapidă, 7.7 secunde până la 100, față de 7.9 la cealaltă. Viteza maximă 160 la amândouă, aia de 245 de cai putere prin de 180, aia de MG X Power prin de 200. Dar astea sunt povești pentru o altă zi. Baterie. Avem o baterie de tip sandwich, da? Aici se află. Care, în versiunile astea 51 și 64 de kWh, măsoară o grosime de 11 cm, având cea mai subțire baterie din clasa asta. 11 cm, bravo! Aici avem LFP, litiu fer fosfat. Și am mai povestit eu în alte cazuri avantajele bateriilor LFP. Sunt și dezavantaje. Și întâmplarea face că am avut două mașini electrice, una cu NMC și una cu LFP în ultima perioadă. Am avut Honda N1 cu NMC și asta cu LFP. Două nopți a stat mașina asta în frig, la temperaturi de 0 grade sau mai joase și nu și-a pierdut nici măcar 1% de baterie peste noapte. Pe când bateria NMC de la Honda N1 a pierdut câteva procente bune și vreo 15-20 de kilometri autonomie peste noapte și nici măcar nu era atât de frig. Deci astea sunt avantajele bateriilor LFP. Și hai să vă mai spun un detaliu interesant. Bateriile astea nu sunt subțiri doar de dragul de a fi subțiri. Sunt subțiri și pentru că sunt interschimbabile. Da, cei de la MG, sau mă rog, cei de la SAIC Motor, că ei au dezvoltat atât platforma asta modular scalabilă de generație nouă pentru mașini electrice cu ampatamente de la mic la mare, adică poți să te duci până în segmentul D cu ele, până în clasa medie, de la clasa mică la clasa medie poți face, cu baterii între 40 de kWh și 150 de kWh, o platformă destul de interesantă, din nou, modulară și scalabilă. Și da, ei au gândit-o să poți schimba bateria. Iar acesta este un detaliu destul de interesant. Hai să zicem că, nu știu, ții mașina asta 10 ani, o iei cu LFP de capacitatea asta, 51 kWh brut. Se degradează bateria foarte puțin în timp că e LFP, whatever. Pe viitor ai nevoie de o autonomie mai mare, parcă n-ai schimbat mașina, că-ți place mașina, ai avut grijă de ea, te duci la MG și mai iei o baterie. Însă poți, da, să iei o baterie de capacitate mai mare. Adică tu, dacă ai versiunea asta de bază, 170 de cai, tu poți să-i pui baterie de 77 mai târziu. Asta e foarte tare. Sau evoluează tehnologia în 10 ani, încât poți să-i pui 100 kWh, atenție, pac, în aceeași carcasă. Pentru că au fost gândite să fie interschimbabile și modulare. La bateria de 64 de kWh brut ai capacitate 61 de kWh net și te-ai aștepta ca și la cea mică să fie așa. Ei bine, nu. LFP-ul are nevoie de o marjă mai mică de baterie pentru a-i proteja sănătatea. 51 kWh net, 50,8 kWh brut. Acum, dacă scoți un consum de 17, vei scoate o autonomie de 300 km. E 16,9 kWh ca să scoți 300 km în viața de zi cu zi. Eu am scos 16,1 și eu am scos 315, mers cu ea prin București și la munte, în urcare, cu căldura pornită. Ceea ce nu e o valoare deloc rea. Ce-i drept, mai contează și șoferul. La versiunea de 64 mai adaugi 100 de km și la versiunea de 77 mai adaugi, nu știu, cred că până la 520 de km autonomie. Pentru că la un moment dat degeaba mai pui baterie în plus, pentru că îi mărești masa și va avea consum mai mare. Deci e legea randamentului descrescător. Hai să vedem cu încărcarea. Avem AC la 6,6 kW, 7 kW, cum vrei să-i spuneți, pentru bateria mică. AE, LFP, pățești. Nu avem 11 kW, 11 kW avem la bateria intermediară și 88 de kW, care nu e rău. Pentru un LFP de dimensiuni mici nu e rău 88 de kW. Eu am văzut maxim 78 de kW iarna, acum, deci probabil că o să ducă 88. Am văzut că la bateria mare avem încărcare de 140, am văzut pe cineva încărcând cu 139 vara. Deci se poate să încarci și să poți să încarci destul de repede. Mașina are preîncălzire de baterie, mai ales iarna, și consider că poate te ajută, cu toate că îți mai mănâncă niște curent în plus ca să preîncălzească bateria. Și preîncălzirea bateriei nu te ajută doar la încărcare. Te ajută și dacă vrei să folosești one pedal mode, pentru că dacă bateria este prea caldă, prea rece sau prea încărcată, nu vei putea folosi one pedal mode, care folosește o regenerare destul de puternică. Regenerând destul de puternic, vei încărca destul de puternic bateria și atunci ai nevoie de o putere de încărcare a bateriei destul de mare ca să poți să folosești acest mod. Deci, preîncălzirea nu este doar pentru încărcare, este și pentru folosirea modului one pedal mode. Nu avem o curbă de încărcare pentru această mașină să vă arătăm, dar ea se încarcă de la 10 la 80% în 35 de minute. Și foarte important, dacă vreți pompă de căldură, de la al treilea nivel de echipare în sus, adică al doilea nivel de echipare pentru bateria intermediară în sus. Pompă de căldură, evident, va veni standard, că nu există opțiuni pe această mașină în afară de vopsea. Și aici avem foarte frumos 4 LED-uri care îți spun starea de încărcare. Și de ce e mișto platforma asta? Pentru că bateria de 11 cm permite mașinii să aibă un centru de greutate de 49 de cm. Uitați-vă cât de jos este acest centru de greutate la portat, la toată înălțimea mașinii. Ce înseamnă asta? O manevrabilitate foarte bună. Și distribuția maselor între punți 50-50, care din nou o face foarte agilă și foarte manevrabilă și o să vedeți la proba de condus asta. Se conduce ca un tort. Se conduce delicios. Dacă ai adaptorul necesar, ai și un V2L, așa cum vă găsești la Hyundai și la Kia, Vehicle to Load. Asta înseamnă că poți să încarci ce vrea sufletelul tău cu ajutorul portului de încărcare. În față nu avem frânc, avem antifonare, avem un băț frumos și avem o bară transversală de rigidizare și aici poate părea că e foarte aglomerat, dar aici trebuie să mai încapă un motor. Dacă ne uităm foarte, foarte atent, da? Sub nu există nimic efectiv E o mare chestie. Ia, uite, pot să bag eu un arăt? Hala, hello! Știi? Acolo încape al doilea motor la cealaltă versiune. Însă au vrut să pună aici tot ce înseamnă trasee de răcire, invertor, circuit de răcire, tot, bateria de 12V, inclusiv panoul de siguranțe, toate au fost puse aici. Și e clar că nu trebuie să plouă aici, niciodată să nu speli cu furtunul. Lichid de parbriz, deci totul este pregătit pentru un al doilea motor. În față nu avem frunk, aia este, nici ID3 n-are, nici Cupra Born nu are și alea sunt mai scumpe, așa că n-avem de ce să ne plângem. Am ajuns la interior unde avem scaunele, exclusiv textile, reglabile, exclusiv manual, se reglează foarte ușor. N-ai nicio problemă să-ți faci poziția la volan. A zis Dan Scarla, care are un 92, că uneori mai atinge, dar el atinge oriunde la înălțimea lui. Eu n-am avut problema asta, scaunele sunt mega comode, n-au suport lombar. Fun fact, dacă prindeți una de asta cu piele, nu e piele, e piele ecologică, da? Deci nu o să fie piele adevărată niciodată. Cusături albastre, uite de ce bine arată și ce confortabile sunt. Deci fără cea mai mare bâză, astea sunt mai bune decât scaunele din ID3, mult mai comode, mult mai confortabile, dau cea mai tare susținere laterală, dar sincer nici n-am simțit nevoia. Burete moale, se simte de calitate, m-au nebunit scaunele astea. Versiunea de bază vine cu volan de plastic, nu este îmbrăcat în piele și vreau să spun că I don't fucking care. Între un USB în plus și un volan în piele, oricând aș alege USB în plus, n-ai nevoie, pentru că volanul este destul de moale, destul de ergonomic, ai decupaje aici pentru tom degețel, dar mi-ar fi plăcut să aibă decupaje ceva mai măricele. Două spițe, mie îmi plac volanele cu două spițe, știu că mulți dintre voi nu sunteți fani, dar asta e volan care seamănă cu ăla de Skoda Octavia, cu două, de Skoda în general, nu neapărat de Skoda Octavia, cu două spițe, e haios așa, stă bine în mână, poziția la volan ți-o reglezi, reglabil pe 4 direcții în standard, deci nu vei avea probleme din punctul ăsta de vedere. Materiale, Nelu Ciocanelu, moale pe bord, aici nu dăm că e piano black. Aici este tare, moale aici, ok, da, știam asta, și o fâșie moale aici deasupra acestui suport de telefon. Dar, deci, ok, avem materiale mai dure, trebuie să taie și ei de undeva, însă asamblarea este tank, deci e tank la mașina asta, tragi de ce vrei tu. Bă, nu se mișcă, înțelegi? Nu vrea să se miște. Trecem la capitolul spații de depozitare. Buzunarele le-ați văzut, nu sunt ele cele mai mari, în zona asta nu avem niciun spațiu de depozitare. Aici avem un spațiu de depozitare pentru telefon, care este wireless charger de la al treilea nivel de echipare în sus. Și fiți atenți aici, are un loc special de băgat cablu, astfel încât tu să-ți încarci cablu aici de la USB și să tragi cablu în sus. Chestia asta este o lovitură de geniu din partea celor de la MG. Este atât de util acest lucru, mă întreb de ce n-au mai mulți așa ceva. Continuăm cu spațiile de depozitare. Două suporturi de pahare care sunt ferite de ploaie de către consola asta plutitoare unde se află schimbătorul de viteze. Aici avem un spațiu de depozitare cu bază cauciucată frumos. Nu e el foarte adânc, însă ia fiți atenți aici. În momentul în care dai, op, vezi, ajungi la un anumit punct, are un arc. Îl trage. Hop. Da, foarte drăguț din partea chinezilor. Aici poți să spui multe lucruri, inclusiv clătitele și aorma dacă vrei. Aici mai ai un spațiu de depozitare pentru telefon sau pentru altceva care nu vrei să... Și cotiera, ia uite, cotiera în care poți să spui banii tăi nu contează. Și ai și o bază cauciucată aici, iar aici se află suportul pentru cheie. Aici pui cheia dacă nu este recunoscută de mașină. Avem un torpedou iluminat, necapitonat, dar amortizat, foarte drăguț, și dacă vrei să-l închizi, nici nu trebuie să dai tare, că e foarte ușor, se închide destul de repede. Și suport de ochelari capitonat în versiunea de bază. Deci mașinuța asta are suficiente spații de depozitare pentru un om normal. Eu zic că ai de să spui destul de multe lucruri. Acum hai să vorbim despre ergonomie, pentru că avem câteva lucruri tradiționale, câteva lucruri bune, dar și câteva lucruri destul de... Așa, hai să le vedem. Butoane pentru geamuri și oglinzi. Da, un mâner de care să te ții, nimic greșit. Mânerul îl deschizi de aici, trebuie să te întinzi un pic, nu e nicio problemă. Încuiere, descuiere. Aici sunt comenzile pentru înălțimea farurilor și comenzile pentru oglinzi. Sincer, nu mă deranjează deloc că sunt aici, sunt destul de intuitive, oricum nu o să umbli prea mult la ele. Comenzile pentru faruri și ștergătoare și semnalizări. Seamănă cu cele de la Audi. Comenzile sunt un pic invers față de Audi, nu e asta problema, însă foarte mișto. Off, auto, poziții, fază scurtă, fază lungă, avem și fază lungă automată, avem de toate la mașina asta. Bravo! La fel, cu ștergătoarele, nici o problemă. Acum cu comenzile de pe volan, e un pic ciudat. Tu ții mâna pe volan, foarte simplu, da? Te aștepți să dai swipe ca să meargă chestiile astea, dar nu e cu swipe. Trebuie să apeși butonul în sus și în jos. Asta este butonul pentru pilotul automat și e un pic ciudat pentru că reflexul tău este ca ăsta să fie butonul de volum sau de tablou de bord, nu pilotul. Pilotul de obicei e în dreapta, dar aici este complet anapoda. În rest, butoanele se apasă foarte, foarte simplu, deci poți să apeși pe el, în sus, în jos, stânga, dreapta. Aici avem o steluță, aici avem altă steluță. Astea pot fi configurabile și aici am pus modurile de rulare și aici am pus tipurile de regenerare. Altă chestie pe care o să o vedeți în curând, butoanele astea au mai multe funcții, adică au volum în sus și în jos, schimbat melodie stânga-dreapta, mut dacă apeși pe ele, însă dacă apeși pe acest buton, da, intri în meniul tabloului de bord și atunci umbli în tabloul de bord cu aceste săgeți. Gurile de ventilație, simple, efectiv intuitive, n-ai ce să descoperi la ele. Avem scurtături fizice pentru climatizare, avarii, home și volum. Foarte bine. Aici ar fi butoanele pentru scaunele încălzite, dacă mai avea scaune încălzite și evident că mașina poate să vină și cu volan încălzit, doar că mașina asta nu are. Noi avem volan în piele, clar că nu are volan încălzit. Cum ar fi fost să aibă volan încălzit, dar să nu fie din piele? Ha, aș fi râs. Hai să continuăm cu ergonomia. Telefonul stă bine pe suport, este aderent, este conectat la cablu prin acel suport pe care l-am arătat mai devreme. Avem USB-A pentru Apple CarPlay și Android Auto, care este doar cu fir. Foarte bine că este doar cu fir, nu suport wireless-ul, cu toate că eu la mașina mea am wireless. Și priză de 12V și aici avem USB-C pentru conectivitate de tip iPod sau pentru încărcare. Avem mâner la 3 din cele 4 uși. La versiunea de bază nu primești oglindă. La a doua versiune primești oglindă. Nici Harry Potter nu are aici în dreapta, uite. Da. Dar nu este nicio problemă. Evident că pentru piața europeană, am zis că americanii au chestia asta. La noi nu se extinde parasolarul. Avem lumini interioare, dacă ai nevoie de așa ceva, dar ele sunt cu bec. Avem oglindă, da, tradițională, nu, electrocromă. Centuri de siguranță nereglabile pe înălțime, nici nu am simțit lipsa acestora, e mai mult o chestie de filozofie decât de siguranță, cu centurile de siguranță reglabile pe înălțime și cam așa cu ergonomia. Mașina vine cu 6 airbag-uri în standard, două cortine și două laterale, a luat 5 stele la euro în cap, e comodă, nu știu, mai e ceva de zis la ergonomie? Era să uit, avem auto hold, dacă vrem. Avem frână de parcare electrică și drive park. În momentul în care tu o pui în parc și te ridici, tu poți să încui cu cheia. Și în momentul ăla, mașina se va opri din interior. Dacă te pui cu fundul din nou pe scaunul șoferului, atunci mașina va porni, va pune contactul. Harry Potter, acest cori al mașinilor, m-a rugat să vă arăt ce se află sub această tăviță pe care îți depozitezi telefonul. Aici ar fi wireless charging-ul, însă așa arată versiunea care nu are wireless charging, versiunea Kia. Vedeți pedalele în stilul ăsta, pedale de accelerație foarte subțire și pedale de frână la fel. Hai să zicem că nu foarte consistentă, îmbrăcat într-un cauciuc gros. Aceste pedale sunt specifice mașinilor chinezești. Le vezi pe mai multe modele. Iar acesta este tabloul de bord, care este destul de pătrățos. Arată ca un, nu știu, ca un ceas deșteptător cu ecran mai mare. Dar, sincer vă spun, mie îmi place. Are toate informațiile de care avea nevoie. Apare aici brightness level și eu nu pot să umblu la brightness level pentru că nu am apăsat acel buton și dacă dau de aceste săgeți, umblu la volum. În stânga observăm o mașinuță. Aceasta este a treia versiune de echipare sau superioară pentru că are eleronul și banda LED. Aici mai avem tempomatul adaptiv, se vede cam tot. Modul de rulare, dacă este să-l schimb, da, eco normal, sport, custom, snow și din nou eco. Baterie, autonomie, viteză, semn de circulație, ceas, putere, cu cât accelerezi, și asta este și treapta de regenerare. Vedeți treiul ăsta aici. Nu avem consum instant aici și totodată în tabloul de bord nu avem termometru. Deci dacă eu apes pe acel buton, apar trei iconițe și acum pot să umblu. Overspeed, threshold, next service, care am înțeles că e pe la vreo 25.000 de kilometri. Așa, voltajul bateriei și presiunea în anvelope și aici avem consumul. Acestea sunt toate informațiile tabloului de bord. Iar acum, hai cu sistemul de infotainment. Fun fact, înainte să trecem la sistemul de infotainment. Deci aici se arată încărcarea. Tot aici se arată când o bagi la încărcat, cât mai ai. În momentul în care încui mașina, ăsta se stinge și apare aici, pe tabloul de bord, încărcarea. Însă, pe tabloul de bord nu vei avea niciodată încărcarea dacă ești în mașină. Doar cu mașina încuiată o să apare aici cât mai are de încărcat. Acesta este tabloul de bord iSmart Lite, care are aceeași dimensiune, 10,25 precum versiunea întreagă iSmart. Trei dotări foarte importante pe iSmart față de iSmart Lite. Ecranul este același. Una dotare este navigația, care este oricum inutilă că nu-ți arată stații de încărcare pe navigație, ci folosești Apple CarPlay, Android Auto și alte aplicații de încărcare, ok, deci e inutilă. 2. Termometru. Mașina asta nu are termometru. La versiunea cu navigație îți apare temperatura exterioară aici. Aici nu-ți apare, deci nu ai termometru în toată mașina. N-ai cum să știi temperatura exterioară, n-ai decât să te uiți pe aplicația din telefon. Și 3, două boxe în plus. Asta are 4, 6 avem pe sistemul de infotainment de top. Hai acum să intrăm în pâine. Climatizare, widget, muzică, widget, încărcare, widget, Apple CarPlay, Android Auto, widget și aici avem setările, pac, 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 toate. O să intrăm în toate cât de curând. Dacă îi dai așa, ai un fel de control center. Ecran închis, adică dacă vrei să îl închizi, stop de ceață, merge doar pe auto și pe fază scurtă, SP off dacă vrei să intri în primul copac și volum telefon, volum media, luminozitate, foarte tare chestia asta. Aici sus nu poți să vezi mare brânză, da? Adică doar swipe în jos și să apeși pe ăsta, pe farul de ceață. Și aici începe partea amuzantă. Acesta este meniul de climatizare. Auto, AC, totul simplu, frumos, auto, eco, 22. Tot, e perfect, este absolut perfect acest sistem de climatizare. Mergem la Apple CarPlay, de fapt mergem la media. Da? Media, Apple CarPlay, Android Auto cu fir merge bine, rezoluția bună, cromatica bună, contrastul bun, n-ai ce să-i reproșezi, efectiv nu ai ce să-i reproșezi. N-am semnal aici pentru că am telefonul băgat în CarPlay, telefonul fără cartelă, doar așa de demo. Ce mai avem aici? Încărcarea, asta n-am înțeles eu și asta o să vedeți pe parcursul prezentării. Încărcarea și descărcarea. De ce au mai pus încărcarea? Mă rog, vă rog să conectați whatever. Începe încărcarea, blocare și acum hai să intrăm în meniul de încărcare. Încarcă setările. În engleză scrie charge settings. Dacă erau charging settings, erau setări de încărcare, dar au tradus pe Google Translate și este încarcă setările. Setări descărcare. Vezi, setări încărcare, setări descărcare și consum de energie. Curent maxim, deblocarea portului de încărcare, cât de mult vrei să se încarce, mod protejare baterie până la 80%, mod drum lung până la 100%. Setări descărcare, da? Pentru că ai vehicle to load, tu poți să selectezi pragul de descărcare al bateriei. Și acum hai să vedem și consumul de energie. Uitați-vă aici, da? Deci 38 consumul mediu și uitați-vă aici consum de energie, da? Cu mașina pornită. Efectiv, mult peste medie, știi? Flux de energie și consumul de la pornire și de la ultima încărcare și ce consumatori am avut, da? Și o funcție în plus pe care o mai are sistemul iSmart, nu Lite, este cel de comenzi vocale, pe care poți să-i spui, hei, MG, dă-mi și mie geamurile jos sau alte chestii. Aplicații au toate. Din aplicație poți să faci multe lucruri. Să o conectezi la mașină, să vezi starea de încărcare, să pornești climatizarea. Însă, ce nu poți să faci? Nu poți preîncălzi bateria dacă ai mașina conectată la încărcare AC și este încărcată la maxim. Acel telefon video, că poți să te uiți la video în timpul mersului, că este o mașină chinezească. Definiții sunt de fapt setările, dar încă avem o greșeală de traducere. Radio, managementul energiei pe care l-ați văzut, manual de utilizare și cam atât. Și acum hai să intrăm în definiții. General, luminositate. Și hai să vedem câteva detalii foarte mișto pe aici. Afișați ceas în standby, kilometri, format 24 de ore și credeți-mă, am căutat, nu are termometru mașina asta. Versiunea de bază nu are termometru. Nume dispozitiv, nu știu ce, telefoanele conectate, când te conectezi, se contează la SAIC. Da, nu e MG, este SAIC. Setări volum, adică setări audio. SVC-ul ăsta este compensarea în funcție de volum, compensarea volumului în funcție de viteză. EQ și etapa de sunet. Ce înseamnă etapa de sunet? Este sound stage, este scena. Stage, în engleză, înseamnă și etapă și scenă. Și ăștia pe Google Translate au tradus etapa de sunet. Dar cea mai mișto e asta. Mod muzică. Clasic, pop, voce, jazz și stâncă. Au tradus muzică rock, stâncă. Mergem la mașinuță. Avem conducere. Dar de aici scrie moduri de conduce E. Am mâncat un E, un R. Moduri de conduce E. Modul de conduce E. Recuperare energie, modul singură pedală și mod de economisire a energiei. MG Pilot, sistem de asistență la conducere. Aici n-au mai mâncat. Asistență pentru menținerea benzii, mod asistare, sensibilitate alertă, viteză sonoră, da, sistem recunoaștere indicator rutier, adică tot ce are o mașină normală. Am impresia că Rear Cross Traffic Alert mai vine pe versiune superioare și încă câteva chestii. Dar ai pilot adaptiv, ai de toate, e super dotată din punctul ăsta de vedere în standard pentru o mașină cheală-cheală. Asistent coliziune frontală, avertizare de conducere instabilă. În engleză este Unsteady Driving Warning, adică practic te spune dacă ești așa un pic haotic, știi? Și mod remorcare, prin care se dezactivează sistemele de asistență. Stânga pe volan și dreapta pe volan, steluță, steluță. Și poți să selectezi în stânga AC, modul de conducere și recuperare energie. Și dacă selectezi chestia asta, o să apară pe ecran, scurt, un alt meniu de aer condiționat pe care tu poți să-l reglezi din săgeți, adică temperatură sus-jos și ventilație stânga-dreapta, ceea ce este foarte tare. Deblocare uși din buton toate ușile, moduri de blocare uși toate ușile, whatever. Iluminare, follow me home, fază lungă auto, găsește mașina. Dude, where's my car? Flash și claxon, adică să și auzi. Și securitate. Ce dracu înseamnă retenție automată? Înseamnă auto-hold. Este butonul de auto-hold. Te uiți aici, oprească curentul. Fără L, oprească curentul, știi? Oprească curentul. Și dacă îi dai pe oprească curentul, nu pornește în acest moment. Deci nu pornește, oprească curentul. Funcția este disponibilă după pornirea mașinii. Și mai avem un ultim lucru de menționat. Asta pentru voi așa. Dacă vă duceți la mașină și vă duceți la MG Pilot, tot ceea ce înseamnă sisteme de asistență, conducere autonomă și mai departe. Aici ai oprit sistemele de asistență la conducere. Le oprești. Și atunci se dezactivează pilotul automat și rămâne mod limitare viteză. Asta e, merită spus, și inteligent în funcție de semnele de circulație. Traffic Jam Assist înseamnă că mașina și virează singură, da? Adică pe curbe și mai departe. ACC doar păstrează distanța. Însă, ce trebuie să țineți? Lane Keep Assist, asistență pentru menținerea benzii. Dacă tu o dezactivezi, ea se va reactiva de fiecare dată când pornești mașina. Am ajuns pe bancheta din spate, Harry Potter a stat la dus în spate și nu s-a înțeles prea bine cu bancheta spate și pot să înțeleg oarecum de ce, pentru că e un fel de bucket seat, așa. Observăm că șezutul coboară, da? Iar aici isofixul cu sky, care te atinge puțin, așa, formează un oarecare gol și după aia ai pernuța asta aici care te lovește în spate și cumva nu este ergonomic. Spațiu ai, uite, scaunul e dat la maximum în spate, spațiu ai și la cap. Am văzut persoane înalte. Tu cât ai, mă? Ce înălțime ai? 1,80 aproape. Și ai dat cu capul? Nu. Bine. Buzunarele le-ați văzut, materialele le-ați văzut. Într-adevăr, trebuie să te foiești așa puțin, să stai, dar pe distanțe scurte eu zic că n-ai avea nicio problemă. Nu ai cotieră deloc, cotieră cu suportul de pahare sau ski hatch sau nimic, nu avem așa ceva, dar avem un USB și un spațiu de depozitare destul de adânc și nu avem guri de ventilație în spate pentru că vine din față și USB-ul aici. Mai avem mânerele astea amortizate, un cârlig aici, bă, hai să zicem că poți să trăiești fără cotieră, fără USB, n-aș putea să trăiesc. Nu o să fiu cârcotat să spun că vreau 2 USB-uri, dar aș vrea 2 USB-uri. Dacă vrei să schimbi manual asistarea direcției, trebuie să intri în modul individual. Și un detaliu foarte interesant apropo de asta, că vreau să vedeți ce consum scot acum. Bun, mergem la mașină, la Dacia Spring și vezi cum e direcția, ușoară, normal sau grele. Grele. Au pus ei grele acolo. O să o schimbăm un pic mai târziu, revenim pe CarPlay ca să vedem pe unde putem să mergem. Și prima impresie e că au făcut ăștia o mașină bună. Poziția la volan bună, chiar dacă scaunul nu se reglează pe lombar, dar nu e nicio problemă. Confortabilă, silențioasă, abia de la 110 încolo încep să simți niște vânt, un pic pe la oglinzi și un pic din spate. Nu pot să-i fac testul de sunet, pentru că nu e traseul meu de test, dar o să mai iau mașina o dată la test la anul, pentru promotor și fac atunci. Răspunde bine la pedală, regenerarea, am mai spus, e în funcție de modul de regenerare și în funcție de temperatura bateriei. Dacă este prea rece, atunci nu poate să regenereze, dacă e prea rece, prea caldă sau prea încărcată, nu poate să regenereze la maximum. Că așa are o regenerare foarte puternică dacă îi dai pe treapta mare plus one pedal. E chiar super utilă. Pedala de frână moale, constantă, consistentă, face trecerea foarte bine între cele două moduri. Frânează bine, e stabilă pe frânare. Vizibilitatea e bună în față pentru că linia geamului e jos, linia parbrizului e jos și capota mașinii plonjează. Și practic tu nu vezi capota, crezi că se termină mașina. Nu știu cum să spun că stai, dar parcă ai sta mult mai în față decât stai în mod normal și asta te ajută să ai o vizibilitate bună. Oglinda e bine că a pus-o acolo, ai un geam în plus, montantul e gros doar aici în partea de jos, oglinda e ok, dar vizibilitatea în spate e un pic afectată de montantul C, care este destul de gros, dar vizibilitatea în spate este afectată destul de mult de luneta destul de îngustă și de montantul C, care e destul de gros. Deci plătește tributul designul acesta frumos, futurist. Deci fii atent, e gheață pe jos, efectiv e polei pe jos. Și fiți atenți aici, dacă se vede consumul, că am restat consumul acum. Consumul este de minus 3,5 kWh/km. Adică eu, de când am plecat, am produs mai mult. E prima mașină electrică la care văd consumuri cu minus. La Kia, Hyundai, spre exemplu, îți apare 0.0, nu-ți apare și cu minus. Dacă voi știți o altă mașină la care se întâmplă chestia asta, îți apare cu minus, spuneți-mi că sunt foarte, foarte curios. Nu dacă la Mercedes e așa, nu știu că la BMW e așa, la i3 sigur nu e așa. Momentan, minus 5 kWh. Deci acum merg pe plus, așa. Direcția e ușoară, e rapidă, poți să o pui pe trasă exact cum vrei tu. E o mașină foarte plăcută de condus în oraș și pe viraje. Hai să vedem cum este direcția pe grele. Dacia Spring, punem pe grele. Și, într-adevăr, se întărește mai mult, dar nu este deloc plăcută. Pe normal e mai ușoară, dar pe ușoară e cea mai ok. Să vedem. Consum minus 8,1 momentan, deci încă am produs mai mult decât am consumat. Mașina trage bine, pe depășirea nicio problemă, pleacă ca din tun. Ai făcut depășirea, trage bine, deci prin de 160, trage bine până pe la 130-140 încolo, după aia începe așa un pic să pierzi din avânt, dar le-a ieșit. Suspensia e confortabilă, ceea ce nu te-ai aștepta la o mașină electrică, acolo unde trebuie să compenseze pentru masa în plus a bateriei. Ruliu nu este foarte mare pentru că ai centru de greutate coborât și bateria jos subțire. Cu toate astea, la fel ca orice mașină electrică, limitele sale vor fi un pic mai joase decât ale unei mașini normale, din cauza masei esteia suplimentare, pentru că n-ai cum să bați o greutate. Dacă compari asta cu o Kia Ceed, o Kia Ceed pe curbe va avea limita un pic mai sus, uite, avem faruri fază lungă automată, va avea limita un pic mai sus. Cu toate astea, până să ajungi la limita aderenței, asta e un pic mai plăcută la condus. E incredibil cum poți să o plasezi pe trasă și cât de rapidă și de directă și de precisă este direcția. Pe mine unul m-a dat pe spate. Deci e acolo sus cu Taycan, cu Honda E, la capitolul plăcere la volan. E efectiv dumnezeiască. Pe de altă parte, dacă prinzi un drum din ăsta mai poleit așa și ai un viraj destul de strâns și dai accelerație, mașina va supravira, evident va fi prins de către ESP, dar tinde să supravireze. Cu toate astea, nu supravirează la fel de rău precum ID3 sau Cupra Born. Aia sunt niște monștri. Adică în momentul în care ai pierdut aderența la alea, trebuie să te cam ții. Trebuie să te cam ții. Chiar dacă ISP-ul își face și el treaba, trebuie să te cam ții. După cum se poate vedea, e destul de silențioasă mașina. Abia aștept să-i fac testul de sunet. Nu prea am de ce să mă plâng. Sistemul audio se aude decent cu astea 4 boxe. Poziția la volan e mai mult decât suficientă. E una dintre cele mai bune poziții la volan și vizibilitatea. Faptul că vezi atât de jos în fața ta. Eu dacă mă duc în spatele miniului ăstuia, uite, încă îi văd roțile și sunt în curul lui. Asta înseamnă că dacă vei avea un câine, o pisică, un raton, un copil, îl vei vedea și acolo și acolo. Și asta te ajută foarte mult. Ok, poate există mai multe mașini care au portbagajul mai mare. Și ce? Niciuna dintre ele nu va avea portbagajul atât de mare. Asta are baterie mai mare și este mai ieftină decât Opel Corsa electrică, cu vreo 3.000 de euro standard. Și nu cred că Opel Corsa vine la fel de dotat. Eu zic că le-a ieșit. Acum să vedem ce se va întâmpla cu prețurile de Rabla. Dar, repet, și o să vă spun mii de ori să n-aud în comentarii: ai, nu-mi place că e electrică. Da, ok, electricele nu sunt pentru oricine. Nu sunt pentru oricine. La ora actuală poate că nu sunt nici pentru mine, însă eu trebuie să vă prezint și cu bune și cu rele. Deci dacă vrea cineva un MG4 cu baterie mică, măcar să știți în ce vă băgați. Da, nu, electricele nu sunt pentru oricine, încă. Nu sunt pentru oricine. Poate că astea, BEV-urile, battery electric vehicle, nu o să fie pentru multă lume, mult timp de acum încolo. Nu vom ști niciodată. Uite, consumul 2,6 kWh, cam mai urcat de atunci, 2,3 la 100 de kilometri. Și mai contează foarte, foarte mult la electrice, contează, și o să repet, șoferul și stilul de mers cu ele. Da, ai nevoie de un pic de adaptare. Ce mai îmi place și vreau să testăm, că încă n-am apucat să testăm, este regenerarea adaptivă. Ok, ca să schimbi modul de regenerare, trebuie să o scoți din mod de economisire a energiei. Dacă are un mod în plus, o scoți, o treci pe adaptiv și acum, uite, ia să vedem ce se întâmplă. Acum sunt pe coasting, da? Sunt pe coasting. La un moment dat autobuzul ăla va opri. Hai că mă opresc, mă apropie de el, de mini-ul ăsta, da? Și acum mașina regenerează singură, frânează singură, se folosește de radarul pilotului adaptiv ca să frâneze. Pe de altă parte, pe cea mai joasă treaptă de recuperare a energiei nu este coasting. Deci mașina asta nu se facă coasting niciodată. Tot timpul, chiar și în cea mai joasă treaptă, va recupera un pic. Dar când te apropii de mașina din față, ia să vedem, uite, regenerează un pic mai tare. Ceea ce e drăguț. Mi-ar fi plăcut să facă și coasting. Sistemul de la Hyundai Kia e un pic mai bun pe partea de regenerare adaptivă. Motiv pentru care eu o țin pe înalt, adică pe treapta mare de regenerare și pe mod de economisire a energiei. În ceea ce privește pilotul automat adaptiv, îl activezi de aici. Viteza o selectezi de aici, sus, jos. Distanța o selectezi stânga-dreapta. Și dacă vrei să o dezactivezi, fie apeși pe frână, fie din nou pe volan. Dacă vrei să fie și Traffic Jam Assist, intri acolo și selectezi Traffic Jam Assist. Și dacă vrei să-i dai revenire la viteza anterioară, îi dai în sus odată. Necesită un pic de acomodare, dar după ce te înveți cu ele, e destul de intuitiv. Minus 0,1, practic am mers pe gratis acum, minus 0,2. Și cam aici se termină episodul nostru cu MG4 în România, versiunea de bază, versiunea cheală. Știți că mie îmi plac mașinile chele. Asta este una dintre cele mai bune mașini chele pe care le-am condus. Foarte mișto. Da, ok, e electrică, nu e pentru toată lumea. V-am prezentat și consumuri, v-am prezentat și încărcări, v-am prezentat de toate. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan e în spate cu Tiguanul. Am venit la munte așa, ca o echipă, să testăm o mașină toți. Ne vedem în episodul următor. Vă mulțumesc că vă uitați la acest micuț și frumos canal. M-am popat, Masini cu Luci Popa. Ce se întâmplă cu Masini cu Luci Popa? Zi! Se încheie! Se încheie! De ce ne bucurăm că se încheie? Mergem noi acasă.